După 2 zile de cod galben și ger care a adus în Gorj temperaturi de până la -25 de grade Celsius, vor începe ninsorile. Acestea vor cădea în toate regiunile județului, însă stratul de zăpadă nu va depăși 15-20 de centimetri. Vremea va continua să fie geroasă, în special seara și dimineața, cu minime ce vor varia între -15 și -25 de grade Celsius. În aceste condiții, stratul de zăpadă nou așezat va pune probleme șoferilor dacă nu se va interveni la timp cu material antiderapant.